alegeri și pe urmă partidele își vor da mâna pentru interesul național. Asta vreau cu interesul național. Aici ajungem într-un final. Da, frică să nu fie interes personal, dar e național. O ducem, ducem atâta în stânga și în dreapta. Și cred că fiecare este responsabilul faptelor lui. Eu vorbesc în numele meu. Nu pot să vorbesc în numele partidului, pentru că nu sunt nici birou permanent, sigur, nu sunt nici președinte. Sunt un singur membru de partid, am un singur vot. Asta trebuie să zic. Lăsați, domnul Cava, că la ce experiență aveți dumneavoastră în politică, sunteți lideri și fără funcție, sunteți lideri informal. Că nu... Haideți să vă spun o treabă. Nu mai are nimeni nevoie de experiență în momentul în care interesul național este peste această experiență. A, corect și asta. Vă rog, domnul Spătaru, dacă ați cerut cuvântul, interveniți. Domnul Spătaru, vă rog. Dar începe să fie campania din ce în ce mai interesantă, nu? Da, și mie începe să-mi placă. Mă cam plictiseam până săptămâna trecută, dar la aia cu șoșoacă m-am mai înviorat un pic. Zic, stați așa, că e rost o distracție aici. Da. Dar eu ce vreau să vă întreb, doamna Spătaru, că am înțeles că de la nicio moțiune de cenzură acum sunt mai multe și sunt prea multe și până la urmă fiecare cu moțiunea lui se alege praful. Deci, cei de la Aur au o moțiune de cenzură, aveți și dumneavoastră o moțiune de cenzură. Dacă sunt la PNL, spun că, domne, am avea și noi o moțiune de cenzură, dar nu ne place să ne lăudăm. Sunt convins că cei de la Forța Dreptei votează orice moțiune de cenzură. La PNL, cu precizare, au o noțiune de cenzură. Au și noțiune de cenzură și cu toate astea nu trece nicio moțiune de cenzură. Da. Cum e cu moțiunile astea de cenzură? Atât de multe și atât de degeaba. Nu e de degeaba decât dacă PNL-ul nu a vorbit serios. Și că nu a vorbit serios, domnul Nicolae Ciucă, că ne-am lămurit cu toți. A dezmințit orice fel de afirmație că se rupe coaliția asta și că nu mai stă alături de PSD. Noi i-am dat la îndemână actele pe care trebuie să le semneze, să formalizeze acest divorț. Nu a vrut să o facă, ne-a spus că el rămâne în continuare la guvernare. E alegerea PNL-ului. Acum, e un nonsens oricum să credem că ar mai fi fost credibil în 40 zile că se rup de PSD. PNL va avea aceeași notă de plată pentru guvernarea asta de 3 ani. Dacă nu s-a guvernat nimic liberal în perioada aceasta, este pentru că ei au stat în guvernare cu PSD-ul. Dar măcar acum, la final, măcar la final, așa de bun simț și un act de bună credință că urmează o guvernare de dreapta, așa cum spuneți dumneavoastră că eu sunt de acord. Nu anti-PSD, adică mai pe reforme, da? Indiferent că nu suntem fix pe centru, mai la dreapta, mai la centru-stânga. Dar important era să arăți că în sfârșit te apuci de niște reforme. Ai stat 3 ani de zile cu PSD-ul, ai dus economia... Când a auzit de reforme, domnul Gâdei mi-a s-a sesizat. No, 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 vreau să intervină domnul Gâdei, merge și la domnul Oros până să încheiem intervenția. Domnul Gâdei, stați o secundă. Înainte să ne spuneți ce vreți pe speța asta, vreau și eu să vă adresez o întrebare și răspundeți în ce ordine doriți. Care e treaba cu Nordis? Că s-a complicat treaba. S-a împuțit rău de tot, s-a ajuns la șeful ANPC care bloca niște comisari să facă investigații pe Brașov. Dar răspundeți în ce ordine doriți. Dați-i dreptul. Răspuns, doamne Spătar. Vă aduceți aminte. Vă rog. Mircea, fă-te că lucrezi. Cam așa se comportă partidele astea de dreapta la momentul ăsta, făcând referire și tot ceea ce fac ei, se facă lucrează pentru electoratul lor, pentru a mai fi totuși în cărți. Dumneavoastră faceți asta la guvernare, e foarte grav. Doamna Spătaru, lăsați-l pe domnul Gâdei să termine și dânsul o idee, că v-a lăsat, ați vorbit. În ceea ce privește... Râdeți, doamna Spătaru, dacă vreți. Dacă vreți, râdeți, corect. Domnul Hava e pe procedură. Eu sunt procedură, respect procedura. În ceea ce privește Nordisul...